Suntem la numărul 49, bordul nostru împreună cu compartimentul interior, sincer, m-a dat pe spate, deci este fenomenal cât de detaliat este macheta. Poate pentru unii unele bucăți de plastic vor fi superficiale și nu vor fi încântați, dar sincer, este o machetă lucrată destul de bine. Totodată în acest număr aflăm că în continuare a istoriei Mustangului, Ford și-a dorit să menține vânzările și dorea ca prin anii 1964 să continue cu lansarea unei ediții speciale și anume Mustang California Special Edition. Avem centuri de siguranță, foarte multe șuruburi. Asta a și fost desfăcută, mă bucur. Foarte multe șuruburi MP1, ca norocul nu trebuie să ne mai complicăm cu felul șuruburilor. Și mergem totodată și la montaj, fiindcă acesta este ceva mai interesant. Și țin să vă spun că inclusiv partea aceasta este catifelată, deci jos pălăria. În primul rând, nu știu cât de bine se vede aici, ținem machetuța, ținem partea aceasta în direcția asta. Avem niște centuri de siguranță. Partea aceasta bombată probabil va veni spre exterior. Haideți să vedem dacă putem să le adăugăm așa cum ne dorim noi. Trebuie doar împinsă. Intră puțin greuț, dar... Asta e, cred. Dacă nu, scot din nou, voi încerca să pilez puțin, fiindcă bavuri mici de injectare întotdeauna rămân. Nu avem ce să facem cu ele. Și încercăm să ne introducem din nou, începând cu partea aceasta. Și acum comportamentul este unul mult mai bun. S-a introdus partea asta. Din nou, aici bavura a fost deja îndepărtată. Ce să o punem pe partea cealaltă. Ok. După care asamblăm bordul. Vom lua această piesă și cred că o vom uni cu piesa aceasta. Haideți să vedem. O întoarcem și da, într-adevăr vom uni piesele astea, dar unirea se face în următorul fel. O piesă merge pe sub, una peste și forțând puțin acutim podeaua. Deci dacă apăsăm puțin simțim că este totuși destul de bine pus la punct. Folosim 1, 2, 3, 4 șuruburi micuțe. Mi-e puțin frică, fiindcă mi-au rămas una, două, trei, patru, chiar 5 ruburi în plus. Și nu știu dacă e normal sau nu, fiindcă aici se prinde cu 4 ruburi. Așa că ruburile astea le pun deoparte. Nu văd să fie folosite și altundeva. Dar urmează un ultim pas. Și trebuie să prindem centurile de siguranță. Trebuie să prindem centura în așa fel încât badge-ul de Cobra să fie la vedere.
și ce se va intra aici în lateral sunt două găuri, nu știu cât de bine se văd, dar noi trebuie să introducem prima centură prin gaura aceasta. Și aceasta nu va fi altfel decât cu pinseta. Perfect. Tragem piesa aceasta înapoi și o agățăm aici într-un pin micuț. Centura iese pe exterior, ok? Tot la fel procedăm și cu partea cealaltă. În gaura asta de aici. Trecem centura. Tragem centura. Tragem înapoi și agățăm în piesa asta. Nu în piesă, ci în pinul acela mic. Bun. Avem și cealaltă centură și totul pare ok.